mai nebună, nebună. Și continuăm să mergem pe stripul principal din Las Vegas. Să vedem ce nebunii mai găsim. Priviți cum sunt construite acele blocuri înclinate. Nebunia la mare și pe aici, după cum vedeți. Să mai vedem și niște animatoare. Foarte mare agitație aici, în zona centrală din Las Vegas. Nebunie mare. Just a lesson that I've learned, and so it goes, tables turn, and you're on your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I'm so much better off. When I look at what I've done, now that we are apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off. And maybe you don't belong. When I think... Lume la terase. Reclame peste reclame. În fața, pe stânga, acolo avem Bellagio. Poate vom putea filma și fântânile. Am uitat să vă spun, mergem către locul de plecare al busului care face un tur al orașului Las Vegas, un tur de seară pe care vom transmite live. Și pe lângă lux și atâta opulență, avem și partea cealaltă, sărăcie. Și avem în față turnul Eiffel, o replică a turnului Eiffel. Foarte frumos realizată, se poate urca și cu liftul, acolo am fost acum 4 ani. Iar aici avem o bilă. După cum vedeți, nu se vine la Las Vegas doar să joci la păcănele. Sunt o mulțime de alte lucruri bune de făcut. Shopping, vizitări de alte obiective și multe altele. Avem aici pe dreapta, imediat vă arăt, acel turn Eiffel în miniatură. Am fost, cum am spus, până sus acolo, acum vreo 3-4 ani. Înăuntru este un restaurant mare. Coborând din nou, toate trecerile de pietoni, toate trecerile peste străzi sunt făcute pe niște poduri, după cum vedeți, pentru a se fluidiza traficul. Și în față avem un mare hotel de aici, Bellagio.
ne băgăm un pic și pe aici, prin nebunia asta. În față avem o roată mare. Undeva pe sub roata din față este zona de pick-up pentru autobuzul care face turul de noapte, de seară, al orașului Las Vegas, pe care îl vom lua și noi. Atenți ce nebuneală e pe aici! Cei pasionați, vă puteți da cu această roată uriașă. Nu m-am uitat cât costă prețul, dar este uriașă, cum am zis. Am fost până acum în transmisie directă din acest Big Bus cu etaj. Ne-a oprit aici în centrul vechi al orașului Las Vegas să vedem despre ce e vorba și să vedem ce e pe aici. Am coborât acum din acest Big Bus cu care facem turul orașului și avem la dispoziție o oră să vizităm pe aici. Atenți cine joacă la casino. Tot felul de lume, de toate felurile.
Cam așa arată un casino aici în Las Vegas. Centrul vechi al orașului Las Vegas. Oh,
Fremont Street, aici în Las Vegas. Atmosfera este după cum vedeți. Cam aceasta este atmosfera aici în Las Vegas. Spatele meu este Bellagio Hotel și în acest moment are loc jocul de lumini și apă. Nu știu dacă se vede în spate, este deosebit de frumos.